Suceveanul Leopold Aga, în vârstă de 37 de ani, era un împătimit al zborului cu parapanta. Luni după amiază, însă, Leopold a avut parte de ultimul său zbor, iar tragedia s-a petrecut tocmai în Brazilia. Suceveanul, angajat al unei mari companii, a murit brutal în urma unui fenomen meteo mai puțin previzibil, cunoscut de specialiști sub denumirea de vârtej de praf sau chiar vârtej de foc. Familia trebuie să strângă o sumă considerabilă pentru repatrierea trupului neînsuflețit, costuri care vor depăși 10.000 de euro. Accidentul s-a produs în momentul în care Leopold a încercat să decoleze, s-a produs fenomenul de Dust Devil, care înseamnă o declanșare termică foarte puternică, ceea ce a dus la ridicarea de la sol în mod brutal. Ca urmare a acestui fenomen, aripa parapantei s-a închis haotic, iar înălțimea mică de câteva zeci de metri nu i-a mai dat posibilitatea pilotului parapantei să deschidă parașuta de rezervă. Leopold Aga a fost practic izbit cu putere de sol și nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire. Poliția din Brazilia a început o anchetă pe marginea acestei tragedii, iar ceilalți 7 români care se aflau împreună cu Leopold Aga, printre care și 2 suceveni, au dat declarații în fața oamenilor legii din America de Sud. Grupul de parapantiști, din care făceau parte și cei 3 suceveni, a plecat în Brazilia acum câteva zile și ar fi urmat să revină acasă la finele lunii februarie. Pasionații acestui sport au plecat în America de Sud, deoarece condițiile de zbor de acolo sunt propice, comparativ cu cele din România sau din Europa, unde iarna este la ea acasă. Leopold Aga avea licență de zbor pentru parapantă de aproximativ 5 ani, după ce a urmat cursurile școlii Asociației Sportive de Zbor Cumulus, condusă de Ciprian Pașcan. Prietenii și colegii sunt consternați de tragedie și consideră că doar ghinionul a dus o astfel de tragedie. În urma lui Leopold Aga a rămas o fetiță minoră, iar acum familia trebuie să strângă o sumă considerabilă pentru repatrierea trupului neînsuflețit, costuri care vor depăși 10.000 de euro. Bucovina TV face un apel umanitar către inimile dumneavoastră generoase să nu rămânem indiferenți la necazul acestei familii și să-i ajutăm. Conturile sunt deschise pe numele soției Aga Magdalena, conturi deschise la Banca Transilvania.